Tăricianu propune noi modificări în codul penal privind abuzul în serviciu, trebuie o formulare care să nu permit interpretări. Se prevede noi modificări ale codului penal. Presubliniere dintele Senatului, Călin Popescu-Tăricianu, consider că pentru abuzul în serviciu este necesar în codul penal o formulare exact care să nu permit interpretări sublinierei abuzuri. Această chestiune va face obiectul dezbaterilor în comisia special care funcționează în Parlament. Eu am primit o serie de reacții, de păreri, de care probabil cei din comisie vor ține cont pentru ce le voi transmite aceste puncte de vedere, dar nu subliniere tiu se vei spun care va fi forma finală. Sper ca acest abuz în serviciu, care creează numeroase probleme pentru cei care lucrează în administrație, să fie reglementat într-un mod echilibrat sublinierei care se țin seama de cele mai bune practici europene. Nu subliniere tiu dacă se va alege o soluție cu prag. Nu e vorba de redefinirea conceptului, cu toate ce în alte ceri, în Franța, dar sublinierei alte ceri, mi se pare că în Germania, nu există abuz în serviciu. Cred că trebuie o formulare mult mai precis, exact, bine definit, care să nu permit interpretări sublinierei abuzuri, a afirmat Marci Tăricianu la Senat, potrivit Ager Press.